Bine ați revenit pe canalul Odoricent, mă numesc Milan și astăzi am să vă prezint o vanilie țăcănită sau o vanilie nebună, cam asta ar fi traducerea acestui parfum din franceză, căci despre Vanille Insensé vreau să vă povestesc. Vanille Insensé a apărut în 2011 și creat de către Ralph Schwieger, parfumierul care a colaborat cu cei de la Atelier Cologne. Iar despre casa Atelier Cologne veți afla mai multe dacă accesați site-urile de profil sau eventual site-ul Atelier Cologne. Parfumul Vanille Insensé sau Vanilie Nebună este parte dintr-o linie numită Mythical Flowers, colecție care numără 7 parfumuri. Nu le țin minte pe toate, am să încerc să-mi aduc aminte și să vă spun câteva. Deci unul este Vanille Insensé, un alt parfum ar fi Rose Anonyme, Cafe Tuberosa, Jasmin Angelique, Ambre Noue și mai sunt încă vreo două, Osmanthus Love, dacă nu mă înșel. Deci de principiu sunt 7 parfumuri, v-am amintit mare parte din ele. Însă așa cum am spus, pentru mai multe informații despre această linie sau în special despre parfumul Vanille Insensé, accesați site-ul producătorului sau celelalte site-uri de profil. Deci, parfumul este apărut în 2011. Eu anul acesta am avut de-a face din plin, consider eu, cu parfumuri pe bază de vanilie sau în care vanilia joacă un rol important, iar acest parfum nu face excepție. Am un eșantion pe care l-am comandat într-un kit Discovery anul trecut. De-abia acum a venit timpul pentru că e vremea rece și acest parfum este de vreme rece. Deci Vanille Insensé am consumat aproape tot eșantionul, ceea ce înseamnă că e un parfum care mie personal îmi place. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că pe de o parte este o vanilie diferită. Aș putea să-i spun o vanilie de tip pământ sau pământiu, o vanilie de tip țărână, pentru că are un miros pământiu, pentru că în principiu face parte din categoria șipră. Deci dacă n-ați avut de-a face cu parfumuri semigurmande sau parfumuri pe note de vanilie care să fie și șipră, uitați-l aici. Deci acest șipră vine de la combinația notelor citrice cu lichenul de stejar, care îi dă această textură foarte întunecată, foarte pământie, foarte vegetală, dar prin prisma unei note vegetale de tip lemnos. Este o senzație foarte plăcută pentru că parfumul duce mai degrabă într-o zonă mai masculină decât unisex feminină. Această tendință șipră îl face mult mai aspru, îl face mult mai întunecat, așa cum am zis, o vanilie de tip negru, de tip țărână, dar care miroase foarte plăcut, mie îmi place. La un moment dat, senzația asta întunecată și mă duce cu gândul la ceva sintetic, însă nu, este doar o senzație, să-i spun eu, primordială, pentru că dacă nu percepi notele din spatele fenomenului sau grupei olfactive șipră, vei avea senzația că este ceva sintetic în parfum. Deci, 2011, anul apariției, au trecut 10 ani de la apariție, este un parfum foarte frumos, eu am căutat pe site-urile și din România și de aici de unde locuiesc în Norvegia. Vanille Insensé este cam scump la vedere. Pe site-ul producătorului se găsește, însă la retailer se pare că a ieșit. Asta mă duce cu gândul că cei de la Atelier Cologne au un plan fie să scoată o nouă linie, o nouă ediție a unor parfumuri noi, fie au de gând să scoată din producție complet parfumurile care acum se găsesc foarte rar. Deci, vanilie întunecată. Pasionații de parfumuri gurmande, pasionații de parfumuri pe note de vanilie, posibil să fie avut de-a face cu acest parfum. Dacă nu, eu vă invit să-l testați, pentru că este o nouă reinterpretare a notei de vanilie. Vanilie care în parfumeria clasică mainstream, chiar și de nișă, se duce într-o direcție, să-i spun eu, de notă solo, de notă singulară, vanilia și toate celelalte note susțin nota de vanilie, sau vanilia ocupă o proporție suficient de mare din parfum în combinație cu una sau două note care formează un duet sau un trio. Însă aici este o vanilie mai degrabă de tip spălăcit, îmbibat în note pământii,
păstrându-și totuși acea textură vanilată, dulce, foarte orientală, însă venind puternic din spate această tendință pământie, întunecată. Din punctul de vedere al deschiderii, am aplicat și pe mână, vreau să-mi dau și pe un strip de hârtie cât mai am suc. Mă tentează să-mi iau chiar un recipient de 30 de ml, dacă nu chiar una de 100, dacă găsesc o ofertă foarte tentantă. Da, deci se simte mirosul acesta de vanilie, dar este o vanilie întunecată, o vanilie ca și cum vine un iz vanilat la murgul zilei. Nu pot să discern clar că e o notă de vanilie în toată splendoarea, ci pur și simplu este o notă de vanilie care începe să se întunece, să devină mai densă, mai apăsată, cu niște note destul de pământii, de închise și de, hai să-i spun eu, lemnos vegetal, dar lemnos vegetal de tip lichen, ca să fiu mai explicit. Este un parfum foarte frumos. Mie nu pot să spun că îmi place în mod special vanilia. Am mai avut de-a face cu parfumuri pe note de vanilie. Cred că am un singur parfum gurmand, să-i spun, pe note de vanilie. Este vorba de Elborn, de la Carner Barcelona. Însă acesta îmi place. Surprinzător fiind faptul că oricum nu sunt înclinat către parfumurile cu note de vanilie, însă acesta chiar îmi place și predomină ca notă principală vanilia și în nume, dar și în compoziție. Din punctul de vedere al deschiderii, deja pe mână simt mai degrabă tendința șipra parfumului. Hai să vedem pe strip. Din punctul de vedere al deschiderii, este o vanilie foarte temperată. O vanilie temperată de note citrice plus o notă aromatică. Am văzut că în compoziție există note aromatice. E posibil că această atenuare a notei de vanilie, pentru că veți vedea, cei care veți testa sau aveți parfumul, nota de vanilie nu este nota de vanilie în toată plenitudinea ei. Este o notă de vanilie, aș putea să-i spun, retezată la jumătate. Încep să simt partea inferioară, jumătatea inferioară, care începe să iasă la suprafață, dar este acoperită de multe alte note care pur și simplu acoperă această notă de vanilie. Nota de vanilie se infuzează prin diferite note lemnoase, lichen, note citrice și iese așa un amalgam foarte interesant, plăcut, care mie personal îmi place. Deci este o deschidere vanilat temperată cu niște note aromatice, niște note citrice, iar parfumul, după, hai să spun eu, 30 de minute, deja migrează într-o zonă diferită. Deja se duce în direcția pământie, lemnoasă, dar cu subtonuri vanilice foarte bine conturate, foarte frumoase și plăcute în același timp. Din punctul de vedere al performanței, cu acest parfum am avut o experiență plăcută la acest capitol. Însă, înainte de a trece la performanță, haideți să vă spun despre compoziție. Din punctul de vedere al compoziției, în vârful piramidei vom regăsi portocală, lămâie și coriandru. În inima parfumului vom regăsi lichen, iasomie și vetiver. Iar în baza parfumului avem ambră, stejar și, bineînțeles, vanilie. Deci, mai degrabă, ce se simte foarte bine este combinația dintre inima parfumului și bază. Aceste două etaje fuzionează, se despart, fuzionează, se despart, creând niște valuri de arome foarte plăcute pentru acest parfum. Este și o tentă rășinoasă, dinspre rășinile benzoice, respectiv dinspre ambră, nota lemnoasă, întunecată, vegetală, foarte pământie, dinspre lichen, dinspre stejar. Deci este o combinație, un combo foarte, foarte plăcut. Condiția fiind să îți placă o interpretare a notei de vanilie în direcția șipră, pentru că dacă te aștepți să fie nota de vanilie pe care, de exemplu, o întâlnim în Lira de la Xerjov sau în Naxos, tot de la Xerjov, nu o vei regăsi aici. Vei avea doar o notă de vanilie cu niște note care pur și simplu s-ar putea să te dezamăgească. Dacă îți place să experimentezi și alte interpretări ale notei de vanilie, în special combinațiile lemnoase pământii, ar trebui să te interesezi și să vezi ce-i cu acest parfum. Din punctul de vedere al performanței, parfumul pe pielea mea se manifestă bine. Aici discut de un minim 7 ore cu extensie către 10, deci minim 7, maxim 10 ore parfumul performează pe pielea mea. Are o proiecție bună pentru primele 2 ore, după aceea începe gradual să se așeze la nivelul pielii. Din punctul de vedere al perioadei când poate fi purtat, este un parfum de vreme rece, deci
cât vremea este de la un 10 grade în jos, parfumul poate fi purtat fără niciun fel de problemă. De asemenea, poate fi purtat în mediu închis, la o temperatură constantă de 20 de grade, pentru că l-am purtat la serviciu și miroase foarte bine, se manifestă foarte bine în frig, devine mult mai radiant. La o temperatură ușor ridicată, devine mult mai aproape de piele, se contractă la temperaturi de 20 de grade, iar la temperaturi mai scăzute se dilată. Din punctul de vedere al ținutei, este un parfum de tip casual, casual elegant, smart casual. Hai să zicem că poate fi purtat și la o ținută formală, dar nu l-aș vedea la situații foarte formale, foarte conservatoare. Din punctul de vedere al vârstei, îl consider un parfum de la un 25 de ani în sus. Iar din punctul de vedere al genului, este unisex. Această tranziție către Shipr îl face mult mai masculin, consider eu, dar e unisex, consider că poate fi purtat de ambele genuri fără niciun fel de problemă, condiția fiind în a fi adeptul unei noi abordări a notei de vanilie. Cantitățile pentru acest parfum sunt 3 din ce am văzut pe site-ul producătorului, respectiv 30 de mililitri cantitatea de Travel Spray, avem 100 de mililitri și 200 de mililitri. Prețurile variază între 60 de euro pentru sticla mică, 120 pentru sticla intermediară și 160 de euro pentru sticla mare. Am văzut că pe site-ul producătorului sticla mare de 200 vine și cu un, hai să-i spun eu, cadou, respectiv cu o sticlă de 30 de mililitri în plus, astfel că la 160 de euro veți avea de fapt 230 de mililitri. Iar dacă calculăm preț per mililitru cu cealaltă variante, aceasta ar fi varianta cea mai câștigătoare. Cam acestea ar fi impresiile mele despre Vanille Incense. Nota mea pentru acest parfum este nota 9. E un parfum foarte frumos, foarte interesant, un parfum de tip casual, foarte abordabil dacă e genul parfumelor pe note de vanilie mai atipice, versatil, se pretează pentru ambele genuri de la o vârstă de 25 de ani în sus, deci are multe aturi, rămâne doar ca să-l testați și să vedeți dacă este genul care vă place din categoria parfumurilor pe note de vanilie. Acestea fiind spuse, am să pun punct acestui clip aici. Ca întotdeauna aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Dacă v-ați întâlnit cu acest parfum de-a lungul călătoriei voastre în lumea minunată a aromelor, cum vi se pare, sau eventual dacă l-ați testat sau dacă l-ați avut cu ce alt parfum din ce ați mai încercat până acum, îl puteți compara. Acestea fiind spuse, îmi iau la revedere de la voi și până data viitoare vă doresc toate cele bune. Numai bine!